Eu sunt Radu Țurcan, ghid montan, local și național. Suntem la Telenești și vrem să descoperim locurile frumoase din Republica Moldova. Foc la ghete! Suntem la Telenești, în centrul orașului, iar unul din locurile pe care trebuie neapărat să le vizitați atunci când ajungeți pe pământurile teleneștilor este Muzeul de Istorie și Etnografie. Edificiul în care se află muzeul se deosebește de restul clădirilor din orașel și a fost construit de boierul Iordache Teodosiu în anul 1860. Să aruncăm o privire, să vedem exponatele și să ascultăm legendele despre acestea. După cum vedeți, avem trei săli istorice în care este oglindită istoria raionul Telenești și a orașul Telenești din anii 2000, după cum vedeți, și până în anul 2014. Cele mai vechi obiecte le avem de la domnul Dionisie Petrovici Gulkin, fostul locuitor al orașului Telenești, care a fost deputat în Duma de Stat al Imperiului Rus, unde el nu odată a vorbit și s-a luptat ca noi astăzi să vorbim limba maternă. Cel mai vechi obiect este Măciuca. Are peste 100 de ani, care era folosită la vânatul animalelor și totodată la organizarea diferitelor activități sportive în cadrul sărbătorilor de Paști. Avem încă un obiect vechi în expoziția care am oglindit, un aparat francez care a fost donat de către domnul Crăsnășanu din orășelul nostru. Ne găsim în așa numită sală, Casa Mare. Acest spațiu ne-am stăruit de a reproduce locuința interioară a țăranului Basarabian anilor 30-60 al secolului 20. Ne găsim în sală mare, unde cândva gospodina casei se stăruia toată zestrea s-o facă în mod manual și să o păstreze cu sfințenie, așa numită cameră Casă Mare. Păstrate cu sfințenie începând de la covoarele făcute în mod manual, solurile, păritarele. Ce nu lipsea în Casă Mare era pe primul plan lada mare, așa numită sofcă, unde se păstrea zestrea. Mai avem așa un atribut foarte vechi, așa numită culmea. Pe cândva când lipsau mobila, se așeza o prăjină în poziție orizontală, unde se păstreau cele mai frumoase șalinci, broboade, baticuri. Deci acum ne găsim în așa zisă sala camara. Acest spațiu era locuința de cândva a țăranului nostru Basarabian. Deci avem acest cuptor tradițional, avem acest lejancă. De jumătate de oră de orașul Telenești, mai avem o atracție turistică pe care trebuie neapărat să o vizitați
atunci când sunteți pe aceste locuri, și anume mini hidrocentrala de la Căzănești. Hidrocentrala este construită între anii 1950 și 1953, iar utilajul este adus tocmai din Austria. Centrala de la Căzănești funcționează până în anul 1964, când este pusă în funcțiune primul bloc al centralei de pe lângă lacul Cuciurgan. Atunci, toate cele 17 centrale mici, construite în scop agricol, sunt abandonate, ele nemai fiind rentabile. Iar barajele de acest gen erau prevăzute mai multe destinații, vara pentru irigații, primăvara și toamna pentru producerea energiei electrice. La 5 minute distanță, pe jos, de ceea ce m-a rămas din hidrocentrala de la Căzănești, mai avem un loc frumos pe care trebuie neapărat să-l vizitați atunci când ajungeți aici. Și anume, turnul sau ce a mai rămas din turnul de apă, dintr-un complex a unui conac care a aparținut cândva boierului Ștefan Uvaliu. Conform unor surse, conacul era unul dintre cele mai mari din tot Imperiul Rus și a fost construit în a doua jumătate a secolului XIX. Există mai multe versiuni cum a ajuns conacul în starea în care este azi. A fost bombardat în război sau a fost demontat pentru că era inutil. Mă bucură faptul că a mai rămas ceva din el și azi putem admira arhitectura din anii secolului XIX. Se deschide o priveliște frumoasă de aici, de pe locul fostului conac, acolo vedeți turnul, iar chiar în spatele turnului, satul, vadul Leca. Aceasta a fost scurtă călătorie de prin țară. Am vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie din Telenești, mini hidrocentrală din Căzănești și turnul de apă a fostului conac lui Ștefan Uvaliu. Iar pe voi, vă invităm în continuare să călătoriți prin Republica Moldova. Foc la ghete!